astăzi un nou episod din telenovela noastră. Ce mi-a mai făcut mie bote și câte nu-mi face de când m-am mutat la el. Am o viață foarte agitată alături de el. Și am o viață foarte grea de când te-ai mutat la mine. Nu mi-ofer liniște deloc, nu mi-ofer siguranță, nici măcar o viață materială bună. Ce să zic? Haideți să vedem ce s-a întâmplat în al treilea episod. Al patrulea. Haideți, nu vreau să o iau fără Luca. Nu vreau să iau cu mașina, că dimineața mi-a făcut-o. Și eu să iau pe jos către redacție, că noi acum plecăm de la platou și redacția e la ceva distanță. Ușor, colegul, să nu te răstăgolești. Hai repede că pleacă bote fără mine. Unde mi-a parcat nebuna asta mașina? A, uite. Nu? Pleacă mai repede, să nu vină cu tine. Bote! Firea mea! Vreau și la scaun, ia uite, băi, vreau. Ce înseamnă să ai un interes? Să fii dulce când ai un interes. Ia că vine. Stai, Bote! Bote! Da? Spune-te! Firea mea! Spune-te! Ce ai făcut de dimineață? Ce ai făcut de dimineață? Iartă-mă! Scuze! La revedere! Nu pleca, că mă aveți de mașină! De ce ai plecat cu mașina mea de dimineață? Iartă-mă, mai dăm și mie să facem bagajelul. Ce bagaj? Lasă asta, mai să fii pe jos, lasă-mi un pus lasă. Hai, pune-o! Păi deschide! Poate deschide! Măi, n-auzi! Măi! Lăsă-mi pun și o plasă! Chiar poliția! Hai că eu merg ușor, că ce o să fac? O să dea cu mașina. Oleg. Luăm aer, ne plimbăm. Ada? Ada? Nu! Poate! Dar dați-vă domnișoară din drum! Yes. Nu vă supărați! Într-un final au ajuns și la ședința de sumar. După ședință, au dat-o la pace. Păi hai, mergem la mine, că am sunat-o și pe mama și ne-a pregătit de mâncare. Nati, vrei să vii și cu noi? Și unde? La tine acasă? Nu aș mai veni. Așa și... N-ai mai venit, nu? Nu mai vin, că tu rezolvă-ți treaba cu Pana. Mă duc cu Bote. Deci trebuie să stai puțin. Deci, mergem la mine. Deci eu trebuie să ajung și eu la serviciu. Păi după ce luăm... Să duc un act și trebuie să opresc și la bancă. Deci mai întâi mergem la tine, că mi-e și foame. Da. Ce-a pregătit? Friptură la cuptor cu cartofi, cu salată. Hai, bun, așa bun. Da, hai. Să rămână, doamnă, ce faceți? Bine, vă așteptam. Mami, pregătești pui zmeata în farfurie cât mă schimb eu. Ce faceți, doamnă? Ce ziceți? Bine, uite, v-am gătit ceva bun. Vai, cât de bine arată. Fur și unde asta, e murat? Da. Deci am pus și ție. Mamă, cum arată. Da, ce? Mamă, ce bun! Lasă cu tare. Doamne, dar ce bine gătit! Asta ce e praf? E ceapă roșie. Cu cartofi, cu roșii. Da? Da. Foarte bun. Și când era liniște și pace, hop! Ce-i dragă proaspăt? Crezi că e ca la tine acasă? Adică... Iau florile? Ți-a povestit, dragă? Iau florile la noi? Nu-i ale, să-l văd. Traluța este o fată deosebită. Face curățenie, face de mâncare, face patul, dimineața spală pahnalele, spală vasele. Asta știam? Da. Trebuie să-mi spun. Nu vrem? De ce? Nu te poftă? Deloc nu mă înțeleg, doamnă, în continuu ne certăm. Nu cred. N-ați văzut? Nu cred că vă certați, că nu aveți de ce. Așa e, vezi? Mama mă cunoaște.
împăcați foarte bine. Și pentru că Botea a fost încântat de castraveți, mama lui Ralu s-a gândit să-i pună și la pachet. Nu mi-ai zis că n-ai pus castraveți că lucrezi banii mai de aia, nu? Deci am mătă de cur. A mâncat cât a mâncat, dar Ralu e tot cu gândul la pană, așa că s-a dus să pregătească roata de rezervă. Răzvan? Așa. Hai să mergem. Să română! Să n-a pe pa, mami! Să română! Haide! Haide! Problema, am făcut o pană azi de dimineață și am lăsat mașina acasă la Bote. Vii, te rog să mă ajut, că nu ești în stare. Trebuie să mergem acolo, să ne ajut să dăm roata, să venim cu roata aici și apoi să plecăm cu roata înapoi. Pentru că el nu este în stare. Haideți, purtați-vă rog cu mașina. Asta este, pe partea asta. Așa se întâmplă când nu ești atent. Ia uite, dar e distrus. Mamă, e distrus cauciucul, e distrus, distrus. N-am încredere în Răzvan, că dacă aveam încredere în Răzvan, îl puneam pe el să îmi desfacă roata. Dar sincer, n-am încredere că de desfăcut, hai să zicem. Stai liniștită, poate te lasă aici și plec acasă. Nu, dar să-mi o prindă el la loc, n-am încredere. Plec cu roata așa. Hai, pe bune. Da, ia stai puțin. Da, e trasă, e trasă. Da. Dumnezeu nu culpă te. Asta e dacă m-am distrat până dimineață cu fetele. Doamne, cum a ajuns cauciucul meu. Ești și tu în stare să faci așa? Știi doar să comentezi, să dai din gură. Auzi ceva? Doar pe tine. Aoleo, nebună. Uite, Dumnezeu, nu ai mâncat, ai somacul plin și te somnic acum. E bine să vii să găsești mâncarea. Logic. Mamă, cum am putut să fac așa ceva? Nu pot să-mi imagine. O, trebuie. Păi eu chiar am talent. E ok? Da? Bravo. Ok, nu? Vă mulțumim mult de tot. Bine să vă ia cineva, nu? Ați spus. Ok. 5 minute, cred că. Da? Bine, mulțumim mult. Haide, că nu mai pot. Noi mergem acasă? Dar nu mi-ai închis ușa la mașină. Mergem acasă? Da, hai. Hai. Și plecăm la... Fericiți și puși pe șotii, habar nu au avut ce îi așteaptă în drumul spre munte. Prin ce peripeții au trecut până au ajuns, vedeți la Star Matinal.